așa că suntem în Gara de Nord și vom merge astăzi la Brașov, unul dintre orașele istorice ale României. Biletele sunt aici, așa că hai și tu cu mine! Ale României, ce puțin mie îmi place foarte mult, iar astăzi am zis că vreau să-l descoper mai bine. Am înarmat cu harta centrului vechi, pe care abia aștept să-l văd, iar când am coborât din tren, am primit și acest ghid turistic. Eu zic să vedem ce avem de văzut în acest oraș. Ajungem și în Poiana Brașov. Poiana Brașov este una dintre cele mai cunoscute stațiuni de munte de la noi. Este o stațiune în care poți merge și vara, dar este mai ales potrivită pentru cei care iubesc sporturile de iarnă. Chiar aici este drumul către pârtia din Poiana Brașov. Pentru că am ajuns aici la o oră foarte potrivită pentru fotografii, astăzi am zis că o să facem multe poze. Te invit să vii cu mine! Avem soare, avem un peisaj foarte frumos și suntem la 1800 de metri. Este funcțională o singură telecabină, însă la iarnă vor fi toate trei, inclusiv teleschiurile.
living with my head down, trying to hide the pain, until you came into my life again. My life had been such a letdown, slowly going insane, until you brought me to my feet again. When we fall in love, living in the wrong side, always getting on the wrong ride. All it ever did was bring me down. Then you came and saved me, showed me how love should be. Felt got better when you came around. When we found love, după aceea, cei care vor să facă turul trebuie să ne anunțe dinainte, că vremea asta ca să schimbăm Brașov și trebuie să fim pregătiți din timp. Spune-mi, te rog, dacă toate tururile sunt la fel sau dacă diferă ceva în funcție de sezon, să spun, sau de evenimentele care se întâmplă în Brașov? În funcție de evenimente încercăm să ne legăm și noi de turul, de ce se întâmplă în Brașov. Iar uneori depinde și de interesul turiștilor, putem să includem dintre limitul de muzee sau să atingem puncte de interes pentru își doresc ceva diferit. Astăzi am observat că din tot grupul au fost doar două persoane din România. Știu că voi aveți tururile dedicate turiștilor străini, dar eram curioasă să știu cam câți români au fost de exemplu vara aceasta la tururile Gai din Brașov. E drag că deocamdată numărul românilor care ajung la tururile noastre nu este foarte mare. Cum ai spus și tu, ele se adresează special străinilor și, în general, românii care ajung la tururile noastre au niște prieteni în străinătate și vin împreună cu ei la tururile noastre. Am înțeles. Îți mulțumesc pentru aceste frumoase cuvinte. Vreau să vă spun că dacă veniți prin Brașov, aveți acum un tur al Brașovului și știți la cine să apelați. Vă mulțumesc și ne mai vedem!